5. A doua zi de dimineață, când Baret ieși să-și ia micul dejun, prada lui Rudiger era împrăștiată în fața clădirii principale. Evident, avusese o bună partidă de pescuit nocturnă. Era un lucru obișnuit. Rudiger ieșea la pescuit trei sau patru nopți pe săptămână în mica șalupă pe care o cârpăcise cu câțiva ani în urmă din materialele salvate și luase cu el o echipă de prieteni pe care i-a antrenase în folosirea îndemânatică a plaselor de pescuit. Era o ironie ca Rudiger anarhistul, omul care credea în individualism și în abolirea tuturor instituțiilor publice să fie atât de potrivit pentru conducerea unei echipe de pescari dar descoperise că e greu să mânuiești singur plasele. Hawksbill Station avea multe mici ironii de felul acesta. Teoreticienii politici tind să-și înnăbușe teoriile când sunt forțați să recurgă la măsurile pragmatice ale supraviețuirii. Trofeul pescuitului nocturn era un cefalopod de vreo 12 picioare lungime un tub conic rigid din care se bălăbăneau câteva tentacule moi asemeni celor ale calamarului. Baret se gândea că are o grămadă de carne. Duzin de trilobiți erau dispuși în jurul lui aranjați după mărime începând de la cei de un inch și terminând cu cei de trei picioare cu scheletele lor baroce. Rudiger pescuia pentru mâncare, dar și pentru știință. Evident, acești trilobiți îi erau deprisos. Specii pe care le studiase deja altfel nu le-ar fi lăsat aici să ajungă în magaziile pentru hrană. Baraca îi era tixită până în tavan de trilobiți. Faptul că îi colecționa și îi analiza îl ajuta să-și păstreze sănătatea mentală, dar nimeni nu-l invidia pentru hobby-ul său. Lângă grămada de trilobiți erau câteva mănunchiuri de brachiopode arătând ca niște scoici zbârcite și o grămadă de melci. Apele calde și puțin adânci de lângă coastă colcăiau de viață, contrastând flagrant cu pământul dezgolit. Rudiger adusese și o moviliță de alge negre strălucitoare. Baret spera că cineva o să adune toate proviziile astea în refrigerator înainte de a se strica. Bacteriile distrugătoare lucrau mult mai încet aici decât în frontul de sus, dar câteva ore petrecute în aerul călduț n-ar fi fost deloc bune pentru prada lui Rudiger. Astăzi, Baret plănuia să recruteze câțiva oameni pentru expediția anuală la Marea Inferioară. În mod tradițional, el conducea expediția, dar accidentul suferit îl împiedica să se gândească măcar să mai meargă vreodată. În fiecare an o duzină de bărbați vânjoși plecau într-o recunoaștere de mare întindere, descriind un cerc uriaș șerpuind spre nord-vest până când ajungeau la mare, apoi o luau spre sud ca să se întoarcă la stație. Unul din scopurile călătoriei era să adune orice gunoi temporal care putea să se fi materializat în vecinătatea stației pe parcursul anului trecut. Nu exista nicio cale de a ști mărimea marjei de eroare permise în timpul primelor încercări de a construi stația, iar tehnica transmiterii prin împrăștiere a aruncării materialului în trecut fusese foarte puțin sigură. Materialele noi apăreau tot timpul, acestea fuseseră îndreptate către minus un miliard 205, dar nu ajungeau acolo decât cu câteva decade mai târziu. Hawksbill Station avea nevoie de tot echipamentul de rezervă pe care îl putea căpăta și Barrett nu pierdea nicio ocazie să adune toate resturile. Cu toate acestea mai exista un motiv al expedițiilor la Marea Interioară. Incursiunile serveau drept punct de atracție al anului. Un ritual anual, un pretext pentru o datină. Aici era un rit al primăverii. Cei mai puternici, 12 bărbați, ducându-se pe jos până la depărtatele țărmuri stâncoase ale mării calde ce desemnau mijlocul Americii de Nord, îndeplineau obiceiul cel mai apropiat de o funcție religioasă în Hawksbill Station, deși când ajungeau la marea interioară nu făceau ceva mistic, ci doar să prindă câțiva trilobiți și îi mâncau. Expediția însemna pentru Barrett mai mult decât ar fi crezut. Abia acum, când nu mai putea să meargă, își dădea seama de asta. Dar anul trecut se cățărase pe les pe zile dislocate de acțiunea neobosită a valurilor, aventurându-se fără un motiv bine definit pe un teritoriu riscant, iar oasele sale îmbătrânite îl trădaseră. Adesea noaptea a sudat se trezea ca să scape de visul în care retrăia momentul acela hidos alunecând și izbindu-se de stânci o masă de piatră dislocată de nu se știe unde, prăbușindu-se într-un impact de necrezută agonie pe piciorul său înțepenindu-l, zdrobindu -l. Nu putea uita zgomotul oaselor care se sfărâmau nici mersul spre casă de-a lungul a sute de mile de stâncă golașă, trupul său schilodit atârnând între siluetele curbate ale însoțitorilor săi. Credea că o să-și piardă piciorul, dar cu esada-l cruțase de amputare. Nu mai putea să mai pună piciorul în pământ, și nici să-și mai lase greutatea pe el vreodată. Ar fi fost mai simplu să-i se taie terminația moartă. Cu toate acestea, Cesada s-a opus. Cine știe, spusese el, poate într-o zi ne vor trimite o trusă de transplant. Nu mai pot reconstitui un picior care a fost amputat. Și așa Baret își păstrase piciorul zdrobit, dar de atunci nu mai fusese același om, iar acum altcineva trebuia să conducă marșul. Se întrebă cine ar putea să o facă. Coesada era cel mai potrivit. După Baret, el era cel mai puternic om de aici, puternic din toate punctele de vedere. Dar nu se putea lipsi de quesada la stație. Ar fi fost nimerit să aibă un medic în timpul expediției, dar era vital să aibă unul și aici. După ce se gândi puțin, Barrett îl desemnă pe Charlie Norton drept conducător. Îl adăugă pe Ken Bellardi, cineva cu care Norton să poată discuta. Rudiger, un adevărat punct de sprijin anul trecut după rănirea lui Barrett. Acesta nu era prea încântat să-l lase pe Rudiger să plece pentru un timp atât de îndelungat. Adevărat, avea nevoie de oameni în putere pentru expediție, dar nu voia nici să lase stația de bază căminul pe mâna invalizilor a nebunilor și a psihopaților. Rudiger rămânea. Doi dintre partenerii săi de pescuit fură trecuți pe listă de asemenea Sid Hatchet și Emi Jean-Claude. Baret se gândi să-l introducă și pe don Latimer în grup. Latimer devenise un caz mental limită însă destul de rațional, cu excepția momentelor în care se răsa pradă meditațiilor sale psionice și la urma urmei nu avea să-l care nimeni în spate. Pe de altă parte, Latimer era colegul de cameră a lui Leu Han. Deci Baret îl voia pe Latimer pe aproape ca să nu-l scape din ochi pe Han. Flirta cu ideea de a-i trimite pe amândoi dar o respinse. Han era încă o cantitate necunoscută. Era prea riscant să-l lase să plece acum cu echipa de la Marea Interioară. Cu toate acestea va face parte probabil din grupul primăverii viitoare. În cele din urmă, Baret își alese cei 12 oameni. Le scrisese numele cu cretă pe tăblița de ardezie din fața sălii de mese și îl găsi pe Charlie Norton la micul dejun. Îl informă că va prelua conducerea. I se părea ciudat să știe că va trebui să stea acasă în timp ce ceilalți plecau. Era o acceptare a faptului că începea să abdice după ce condusese stația atât de multă vreme. Un bătrân schilot asta ajunsese chiar dacă îi plăcea sau chiar dacă nu i plăcea să admită. Fusese aruncat într-o situație cu care trebuia să se împace cât mai repede. După amiază, oamenii expediției de la Marea Interioară se strânseră să-și aleagă echipamentul și să-și stabilească drumul itinerariul. Barrett se ținea deoparte. Acum era afacerea lui Charlie Norton. Făcuse opt sau zece călătorii și știa ce are de făcut. Baret nu voia să se amestece, dar un impuls masochist îl trăgea să facă o călătorie pe cont propriu. Dacă anul acesta nu putea să vadă apele vestice, cel puțin putea să facă o vizită a Atlanticului în curtea din spatele casei. Baret se opri la infirmerie și văzând că doctorul lipsea, se servi cu un tub de stimulator neural. Șchiopătă de-a lungul drumului estic până ajunse la câteva sute de iarți, depărtare de clădirea principală. Acolo își dădu pantalonii jos, făcându-și câte o injecție rapidă în fiecare coapsă. Pentru piciorul bun prima dată și apoi pentru cel zdrobit. Asta o să-i amorțească de ajuns ca să poată face un drum mai lung fără să simtă focul durerii în încheieturile răzvrătite. Știa că va plăti pentru asta opt ore mai târziu când stimulatorul își va pierde efectul și impactul total al efortului îl va lovi cu un milion de pumnale. Dar dorea să accepte acest preț. Drumul spre mare era lung și pustiu. Stația Hawksbill fusese așezată pe marginea estică a Palachiei la mai mult de 800 de picioare deasupra nivelului mării. În primii șase ani, oamenii din stație ajungeau la ocean printr-un drum de sinucigaș care tăia stâncile abrupte, însă Baret inițiase un proiect de săpături pentru o cărare. Acum trepte largi duceau spre Atlantic. Cioplirea lor în stâncă ținuse ocupați mulți oameni pentru o groază de vreme. Prea ocupați ca să-și mai facă griji sau ca să alunece în nebunie. Baret regreta că nu mai poate concepe un alt proiect de muncă rivalizând cu acesta ca să-i țină ocupați și astăzi. Treptele formau o succesiune de platforme mititele care coborau în spirală spre marginea apei. Era un drum obositor chiar și pentru un om sănătos. Pentru Baret în condiția sa actuală era o încercare. Îi lua două ore să coboare pe o distanță care în mod normal putea fi traversată în jumătate din acest timp. Când ajunse jos, se lăsă să cadă. Era frânt de oboseală. Se afla pe o stâncă plată mângâiată de valuri. Atunci îi scăpă cârja. Degetele mâinii stângii erau înțepenite și deformate de la cârjă, iar trupul scălda de sudoare. Apa arăta cenușie și semăna cu petrolul. Baret nu putea explica lipsa de culoare dominantă în lumea cambrianului târziu cu cerul acela sumbru, dar inima mai tresări din nou cu putere când zări niște vegetație verde. Îi era dor de clorofilă. Vălurelele întunecate se loveau de stânca lui împingând înainte și înapoi o masă plutitoare de alge negre. Marea se întindea la infinit. Nu avea nici cea mai mică idee dacă măcar o zonă din Europa era deasupra apei în această epocă. În cea mai mare parte a timpurilor aproape toată planeta fusese scufundată. Doar la câteva sute de milioane de ani după aceea, stâncile albe și fierbințe ale solului ieșiră la suprafață. Părea că tot ce există deasupra apei pe Pământ era câte o fâșie de teritoriu, ba aici, ba dincolo. Himalaya se născuse deja, stâncoșii, anzi. știa granițele aproximative ale Americii de nord din Cambrianul târziu, dar în rest totul rămânea mister. Golurile din cunoștințe nu erau ușor de umplut când singura legătură cu frontul de sus se făcea prin transportul unidirecțional. Hawksbill Station trebuia să se bazeze pe materialul de lectură sosit întâmplător care venea înapoi în timp. Era groaznic de frustrant să-ți lipsească informații pe care le putea furniza acum orice text de geologie la nivel de colegiu. În timp ce privea un trilobit mare ieși pe neașteptate din apă. Era de tipul celor cu coada ca un țăruș lung de aproape un iard cu o carapace purpurie ca o pătrăgică și cu un aranjament se poți despins subțiri de-a lungul marginilor. Părea să aibă o mulțime de picioare de desubt. Trilobitul urcă pe țărmul lipsit de nisip de plajă doar o platformă de stâncă și înaintă până a ajunse la 8 sau 10 picioare de părtare de apă. Bravo ție, gândi Baret! Poate ești primul care a ieșit vreodată pe țărm să vadă cum este... Pionierul, deschizătorul de drumuri. Îi veni în minte că acest aventuros trilobit ar putea fi strămoșul tuturor creaturilor uscatului din neonii care aveau să vină. Era un nonsens biologic, dar mintea obosită a lui Baret imagina un tablou al unui proces evolutiv cu pești și amfibii, reptile și manifere, iar omul oprind lanțul neștirbit care pornea de la această ființă grotească și împlătoșată și care se mișca în cercuri nesigure la picioarele lui. Și dacă te-aș călca în picioare, se gândi el. O mișcare rapidă, sunetul carapacei zdrobite, zvârcolirea sălbatică a unei oști de piciorușe și întregul lanț al vieții a fost distrus la prima lui verigă evoluție nerealizată. Nici o creatură terestră nu se va mai dezvolta vreodată. Prin coborârea acestui picior greoi, tot viitorul se va schimba și nu va mai exista niciodată vreo stație Hawksbill, vreo rasă umană, vreun James Edward Barrett. Într-o secundă va avea și el revanșa sa asupra celor care-i condamnaseră să-și trăiască zilele în acest loc. Și eliberarea își reveni, imaginație bolnavă. Celelalte miliarde viși ar fi văzut de treabă. Nu făcu nimic. Trilobitul își termina rătăcirea înceată pe stâncile de pe linia țărmului și se aruncă înapoi în apă neatins. Vocea moale a lui Don Latimer îi lovi auzul. Te-am văzut stând aici, Jim. Te deranjează dacă rămân cu tine?" Baret se surprins. Latimer coborâse atât de încet de la baraca lui din vârful dealului încât el nu auzise nimic. Zâmbi silit și îi făcu semn lui Latimer spre o stâncă alăturată. Pescuiești?" întrebă Latimer. Nu, un bătrân stând la soare." Ai făcut atâta cale doar ca să stai la soare?" râse Latimer. Dă-i drumul." Încerci să scapi de toate și probabil dori să nu te fi deranjat. nu i adevărat. Stai aici. Cum se acomodează noul tău coleg de cameră? A fost ciudat murmură Latimer. Ăsta e unul din motivele pentru care am coborât să stau de vorbă cu tine. Se aplecă și privi scoditor în ochii lui Baret. Jim, spune-mi, crezi că sunt nebun? De ce aș crede? încercarea mea de a trece într-un alt râm al conștiinței. Știu că ești sceptic și încăpățânat. Probabil ești convins că nu este decât o prostie. Bare ridică din numeri. Dacă vrei adevărul golgolut să știi că asta cred. N-am nici cea mai mică speranță că o să ne duci undeva, Don. Cred că e o risipă de timp și de energie pentru tine. Să stai acolo, ore în șir, exploatându-ți puterile psionice sau, mă rog, ce faci tu acolo? Dar nu cred că ești nebun. Cred că ești subjugat obsesiei tale și că umbli după ceva lipsi de o bază serioasă, adică nu mergi pe o cale mentală rezonabilă. Am fost destul de clar? Mai mult decât clar. Nu-ți cer să ai încredere în cercetările mele, dar nu vreau să mă crezi un lunatic pentru că încerc să fac acest lucru. E important să mă privești ca pe un om sănătos, altfel ceea ce vreau să-ți spun despre Han nu o să aibă nicio valoare pentru tine. Nu văd legătura. Asta e spuse la Pe baza observațiilor de o seară mi-am format o părere despre Han. E genul de opinie care ar putea fi emisă de un paranoic și dacă crezi că sunt nebun nu mai ai cum să ții seama de ideea pe care mi-am făcut-o despre Han. Nu te cred nebun. Ce părere ți-ai făcut că ne spionează? Baret făcu un efort serios să-și înăbușe hohotul de râs care ar fi zdruncinat fragilul respect de al lui Latimer. Spionează? Spuse el neglijent. Doar nu creze asta. Cum poate cineva să spioneze aici? Vreau să spun cum și-ar putea raporta descoperirile. Nu știu, spuse Latimer dar noaptea trecută mi-a pus un milion de întrebări. Despre tine, despre Quesada, despre câțiva dintre bolnavi voia să știe totul. Curiozitatea normală a unui nou venit. Jimă, lua notițe. L-am văzut după ce crezuse că am adormit. A stat treaz două ore și a scris totul într-un carnețel. Baret se încruntă. Poate o să scrie un roman despre noi. Vorbesc serios, continuă Latimer. Întrebări notițe și e mecher. Încearcă să-l faci să vorbească despre el însuși. Am încercat. N-am aflat prea multe. Știi de ce a fost trimis aici? Nu. Nici eu accentuă Latimer. A zis ceva de crime politice, dar era al naibii de vag. Părea că abia știe de ce este în stare guvernul actual, lăsând la o parte părerile despre el însuși. Nu detectez convingeri filozofice profunde la Mr. Han. Iar tu știi tot atât de bine ca și mine că House Bill Station este o adunătură de rebuturi a revoluționarilor, agitatorilor, subversivililor și a tot felul de gunoaie asemănătoare. Dar niciodată n-am avut prizonieri de felul ăsta aici. Baret spuse rece. Sunt de acord cu faptul că Han este o enigmă, dar pentru cine ar putea spiona? Nu are niciun mijloc de a trimite informații dacă e cumva agent al guvernului. E țintuit aici pentru totdeauna, la fel ca noi. Poate a fost trimis să ne supravegheze, să se asigure că nu punem la cale ceva pentru a evada. Poate e un voluntar care a renunțat de bună voie la o viață în secolul 21 ca să poată veni printre noi și să ne pună bețe în roate dacă clocim ceva. Poate le e teamă că am inventat călătoria în viitor, ori prin asta am devenit o amenințare pentru concordanța liniilor temporale. Orice. Deci Han vine printre noi ca să-și bage nasul pe aici și să blocheze orice pericol înainte de a se întâmpla ceva. Baret simți un semnal de alarmă. Văzu cât de repede se îndrepta Latimer spre un comportament paranoic. În șase propoziții trecuse de la expresia rațională a unei suspiciuni justificabile la frica îngrozitoare că oamenii din frontul de sus aveau să prevină și să blocheze calea de evadare pe care aproape o perfecționase. Păstrând același ton îi spuse lui Latimer, Nu cred că e cazul să te îngrijorezi. Han e o persoană ciudată, dar nu a venit aici ca să ne facă necazuri. Tipii din frontul de sus ne-au făcut deja toate necazurile posibile pe care ar dori să ni le facă. Oricum, ai să-l supraveghezi, nu? Știi că da. Și nu ezita să mă anunți dacă Han mai face ceva neobișnuit, ești cel mai în măsură să observi. O să-l urmăresc aprobă la timăr. Nu putem accepta niciun spion din frontul de sus printre noi. Se ridică în picioare și zâmbi lui Barrett. Acum te las să stai la soare, Jim. La timăr urcă pe cărare. Barrett se uită după el până când ajunse aproape de vârf doar un punct șters pe peretele stâncos. După câtva timp, Barrett își lua cârja și se ridică. Stătea așa uitându-se la valuri și scuturându-și cârja în apa, alungând niște animale mici care se agitau în adâncuri. În cele din urmă se întoarse și începu urcușul lung și greoi înapoi spre stație.